Dragi oameni și dragi creștini, astăzi, la două zile după ce am sărbătorit 100 de ani de la desăvârșirea Unității Naționale și continuând până începutul de acum un an și jumătate, când pe 27 martie, la sărbătoria 99 de ani de la unirea teritoriului între Bucinistru, numit în propriul pastorat în România, am vorbit despre această parte a țării, nu doar despre unirea ei, ci despre câteva aspecte din istoria acestui teritoriu. Astăzi, la 20 după ce am sărbătorit 100 de ani de la unirea Transilvaniei, Banatului, Crișanii și Marea Mureșului cu România, am hotărât să fac această prezentare despre istoria Transilvaniei, sau mai ales aspecte din istoria Transilvaniei, pentru că sunt peste 1000 de ani de istorie, pe care încercăm să-i concentrăm într-o oră, deci 1000 de ani într-o oră, în care mă interesează să vă prezint, în primul rând, transformările care au avut loc cu acest teritoriu. De la începutul, să spunem, statalității medievale, din timpul primelor voivodate, conduse de Vlagelu și Memorut, până la desăvârșirea Unității Naționale, la 1 decembrie 1918, și în anii imediat următor, dacă aflăm cu tratatele de pace și cu ceea ce alea să se întâmplă. Așadar, o să trecem răspătărește la treabă, urmând figurul cronologic pe cât posibil, astfel încât să știm cum a evoluat situația în teritoriul de dincolo de Carpați, în Vlahia Transalpină, pe care o cunoaștem ca Transilvania. Și bineînțeles că este care de mic. Așa cum să încep cu sfârșitul secolului al IX-lea după Hristos, când pe teritoriul Banatului, Crișanii și a Transilvaniei, existau trei formațiuni statale, conduse de către trei voievozi, eu spun toți trei români, cronica ne spune doar despre doi dintre ei, despre al treilea vom citi ceva care ne va duce pe concluzia că și al treilea era tot român. Și cei trei erau Vlad, care stăpânea partea de sud-vest a Transilvaniei și, bineînțeles, partea Banatului. Gelu, cel mai important dintre ei, în interiorul lagului Carpat, în Transilvania, și Menumorut, cel de-al treilea, în partea de nord-vest, în partea Oradei de Focului și în toată Crișana până la Tis. Tot la sfârșitul secolului al IX-lea, după Hristos, din capătul Asiei, aveau să migreze tribul ungurilor, maghiarilor se numește, împreună cu alte diferite triburi pe care le-au cuprins în această migrație. Ajung pe teritoriul Rusiei și al Ucrainei de astăzi, trecând prin parcursurile Carpaților Ortodoxi, se opresc în Panonia, de unde încep atacurile deja și gradă spre Occident și spre Răsărit. În Răsărit, pe cine întâlnesc? Pe cei trei voievozi. Glad, Gelu și Memorut. Primul dintre ei, pe care se însemne Memorut, căruia îi solicită, printre altele, să îi dăruiască și o parte din țara lui. Vom citi imediat și răspunsul pe care l-a dat Memorut. Despre Glad, care stăpânea în partea Banatului, se spune că stăpânea peste români și peste slavi, peste vlaci și peste slavi. Despre Gelu, cel mai important din Transilvania, mi se spune clar că era român. Cronica face referire inclusiv la naționalitatea lui. Însă despre Menumorut, cum a spus, nu există niciun fel de informații cu privire la naționalitatea lui. Și referitor la originea. Dar atunci când Soli Marele Duce Arpad îi cer
intriadele să-i dea o parte din teritoriul său, mi-am văzut de următorul răspuns. Cel puțin așa ne prezintă pe Ronica, sub forma unui discurs fictiv, dar din care putem trage multe concluzii. Și anume, iar ducele Menorul i-a primit bunăvoință și încărcându-i cu diferite daruri, a treia zile a spus să se întoarcă acasă. Totuși a dat răspunsul zicând: spuneți-i, al patricele Ungariei, domnului vostru, datorii suntem ca un amic unui amic, cu toate ce sunt necesare, fiindcă e om străin și duce lipsă de multe. Teritoriul însă, cel a cerut bunei voința noastră, nu îi vom ceda niciodată câtă vreme vom fi în viață. Și ne-a părut rău că ducele Salamis i-a cedat un foarte mare teritoriu, fie din dragoste, cum se spune, fie de frică, ceea ce se tăgăduiește. Noi însă nici din dragoste, nici de frică, nici ce dăm din pământ, nici cât un deget. Deși a spus că are o drept asupra lui. Și vorbele lui nu ne turbură inima, că ne-a arătat că deschide din neamul regiului Atina, care se numea Biciul lui Dumnezeu. Și chiar dacă acela a răpit prin violență această țară de la strămoșul meu, acum însă, grație stăpânului meu împăratul din Constantinopol, nimeni și nimic nu mi-o smulge din mâinile mele. Spune-le acestea, le-a dat Dumnezeu să plece. Cum vi se pare acest răspuns? Ne spate seamănă aproape evident cu răspunsul că Adam merge să plătește, face mare răspunsul, să o răduce. Numai că este cu câteva sute de ani mai înainte. Așadar, în acest răspuns, că s-au atrag trei concluzii. 1. Că se vede acea mentalitate specific românească. Bun, bun, ospitalitate, oferim tot ceea ce avem, tot ceea ce putem. Că e o strâng și duce lupte de multe, însă când e vorba de moșie, de pământ, nu-i vom ceda nici cât un deget. Cu toate că avea prin consecință ce? Expunerea în fața unui pericol iminent. Așadar, pe de-o parte, mentalitatea noastră specifică românească, totul, totul, dar până la pământ. Acolo nu mai intră discuție. Apoi face referire la strămoșul său de la care Atina a furat țara pentru un timp. Ceea ce arată originea locală a lui Menorul. Și apoi face referire și la suzeranul de la Constantinopol. Ceea ce implică că un aspect. Dacă era vasalul împăratului de la Constantinopol, era și creștin în rit oriental, înainte de 1054. Cu alte cuvinte, avem confirmarea din acest răspuns a faptului că era autohton, român, mentalitate și convertit la creștinism în rit oriental, în legătură directă cu împăratul de la Constantinopol. Așadar, cei trei voievozi, Vlad, care stătea peste români și peste slavii marat, gelul este ca să ne crea clar și Menorul, stăpâneau pământul Transilvaniei, al Crișanei și al Banatului, în perioada de dinaintea sosirii vecinilor noștri de la vest. Numai că situațiile aveau să se transforme în mai multe faze. Deci faza întâi este cea a voievodatelor românești. Faza a doua este a atacului dinspre vest către est a ungurilor. Bineînțeles și cu celelalte triburi care fuseseră luate de-a lungul migrației. Și din păcate cei trei voievozi români, nefiind uniți, o altă problemă asta, au fost învinși în teren. Dar un lucru foarte important, pe atunci armatele și aceste confruntări nu erau nici cu mii, nici cu zeci de mii de persoane. Ci armatele ajungeau la câteva sute de oameni, de o parte și cealaltă, dacă vorbim la 1000 de oameni deja, vorbim de confruntări destul de mari pentru acea perioadă. Așadar, fără să schimbe structura populației, fără să schimbe structura nici tehnică, nici confesională și nici socială a populației, ci numai înlocuind la nivelul superficial superior, conducătorii români, cu alții de origine ungară. Asta este faza întâi, când aceștia au încărcătorii. Singura
Singurul care dădea unitate și coeziune între ei erau atacurile de Jaf și Curat. Dar numai că, trăind rupți de cei de la Buda și din Panonia, în Transilvania, într-o populație majoritară românească și convertită de multe secole la creștinism, aveau să se convertească ei în prima fază la creștinism. La a treia generație, deci cel care îi pretează este un tucutu mai puțin important, are un fiu, Hort, care are doi fii, Giula și Zubor. Aceștia, în anul 950 după Hristos, se convertesc la creștinism în rit oriental. Și se botează prin baptisterul care, a cărui fundație se păstrează și astăzi în formă de rotondă, este în interiorul catedralei catolice de la Albăruia, care a fost construită peste ruinele acestui, de fapt, fundația vechiului baptisterul în formă de rotondă. Și acești doi frați, Giula și Zubor, la anul 950 după Hristos, au să se convertesc la creștinism în rit oriental. Ceea ce implică integrarea lor și asimilarea lor în marea masă a populației românești. Și un lucru foarte important. În evul mediu, identitatea unei persoane nu era dată nici de naționalitate și nici de limbă. Ce era dată de religie, religie care reprezenta însăși legea acelei persoane, și de statutul social. Fiecare om era primit oriunde ajungea, în conformitate cu statutul social, dacă era nobil ca un om, dacă era țărat ca un țărat, dacă era negustor ca un negustor. Acestea erau aspectele care dau identitate unei persoane de bune. Religia și statutul social. Așadar, prin convertirea la creștinism în rit oriental, ei aveau să se integreze în prima fază în populația românească și să fie românizați. Vorbim de a doua jumătate a secolului X, după 950 și până la începutul secolului XI. Când se întâmplă un alt aspect. În anul 1001 după Hristos, ultimul han păgân din Panonia, și anume Vaid, a cărui mamă nu era menționată decât fica lui Giula de la 950, despre care v-am spus, avea să se convertească la creștinism în rit occidental, fiind botezat de Papa Silvestru al II-lea, în anul 1001 după Hristos. Și care avea să-și numele de Ștefan, cunoscutul rege Ștefan I al Ungariei, care mai apoi a fost și santificat în Biserica Apuseană, punem așa, nu este nimeni altul decât fostul Vaic, Han Păgân, care, după căsătoria cu Gizela de Bavaria, se convertește la creștinism în rit occidental. Și care impune convertirea de sus spre masa populației. Numai că n-au prea acceptat așa ușor vecinii de la vest creștinism, fie el și varianta occidentală. Și, în consecință, în prima parte a secolului al XI-lea, izbucnește un conflict între fostul Vaic devenit Ștefan și vărul mamei lui, Giula al II-lea, adică fiul lui Zubor. Erau, spunem, urmașii, nepotul de frate lui Giula de la 950, tot convertit în rit oriental, că deja era o generație mai târziu, dar care intră într-un conflict cu Ștefan I, izvoarele ne argumentează acest conflict tot pe criteriul religios. Unul era convertit la creștinism în rit oriental, iar unul în rit occidental. Acest lucru fiind înainte de 1054, adică înainte de schisma, să zicem, oficială a Bisericii. Așadar, după acest conflict destul de lung, de peste 20 de ani, nor voivod al Transilvaniei, și anume Giula cel Mic, cel de secolul XI, este făcut prizonier și avea să citeze din viață închisoare la Buda. În consecință, după această a doua fază a voievozilor de origine ungaritar românizați, începe cea de-a treia fază din secolul al XI, cea în care voievozii Transilvaniei aveau să devină vasali regelui ungar. Raportul său cu vasalii, atenție, era între doi nobili.
nu era între un stăpân și un servitor. Raportul feudal vasal era între un senior și un vasal, dar și acesta tot nou, cu drepturi și obligații de o parte și de cealaltă. Drepturi pentru vasal de protecție din partea seniorului, dar și obligații, auxilium et consilium, adică sfat și ajutor, ajutorul unității, în special cel militar, atunci când era chemat în mastra suzerană. În consecință, spunem, de pe la jumătatea secolului al XIX-lea, voievodul Transilvaniei devine efectiv vasal către regele Ungariei. Și prin acest raport de vasalitate, deciziile regele Ungariei trebuiau puse în aplicare și în Transilvania, dar nu direct ca un funcționar, ci prin intermediul un alt, spunem, voievod. Partea Crișanei și partea Banatului cu unele intermitențe aveau să fie înglobate oarecum în regatul Ungariei în acea perioadă. Dar Transilvania intracarpatică era un voievodat separat, autonom, doar pe vasal mediului Ungariei. Și aceasta spune că vine în faza 3, care începe de prin secolul al XIX-lea și cu unele transformări va dura până în anul 1526 sau până spre anul 1541 avem o durată de 15 ani destul de turbure la transformarea voievodatului principal. Ce se întâmplă în voievodatul Transilvan? La început, gândiți-vă, populația nu era atât de numeroasă, iar spațiul generos pentru toată lumea. În secolul XI, densitatea era destul de mică. Începând cu secolul al XII-lea, pe partea de est a Transilvaniei sunt colonizați secuii. Secuii sunt, spuneam, diferit de cel la Mutrin, diferit de cel la Maghiolă, dar înrudiți. Însă o populație foarte militară și o populație în aceasta foarte, spunem, mai dură. Reprezentau avantgarda întotdeauna armata ungară. Tocmai pentru a păzi trecătorile din Carpații Oriental, pentru că pe acolo mai veneau poate și pe geneci, umani și mai târziu aveau să vină și tătari. La sfârșitul secolului al XII-lea și începutul secolului al XIII-lea, aveau să fie invitați sași. Sașii fac parte dintr-o migrație mai largă, care are loc la nivel european, pe parcursul secolului al XII-lea și al XIII-lea. Când? Din teritorii cu o densitate mai mare din Occident, din lumea germanică, începând cu Brabant și Luxemburg, în prima fază, și continuând mai târziu în secolul al XIII-lea cu Saxonia, persoane destul de sărace, simpli meșteșugari sau țărani, aveau să migreze către răsări. Și aceștia ajung și în Croația, și în Ungaria, și într-o parte a Poloniei, și ajung și în Transilvania noastră. Unde găsesc inclusiv un cadru natural, asemănător cu locurile lor de origine, și anume, deal în apropierea noastră. Se așează și având privilegii, aceste privilegii constau în posibilitatea de a nu plăti taxe și imposturi în timp, ori de a le plăti mai mici. Fiind bun meșteșugar, dar și bun negustor, și venind inclusiv cu acea cultura orașului medieval care a început să se refacă în Occident, întemnează, vor întemnia să mai mulți, vor transforma diferite sate românești în mici orașe. Așa le se întâmplă și la Brașov, și la Sibișoara, și la Sibir, și la Bistrița. Bineînțeles, cu o funcție meșteșugărească și, în același timp, și una comercială. Așa vreau să se refacă o parte din orașele din Transilvania. Nu toate, dar cea mai mare parte dintre ele. Așadar, în primele secole ale celui de-al doilea rând, avem în Transilvania o populație majoritară românească, în general, la nivel de, cum să spun, cu ocupație care este în agricultură. Avem o colonizare a secuilor
destul de concentrat în Transilvania de Est cu funcție militară și sosirea sașilor de origine germană, care se așează în special pe latura de sud, dar și centru și inclusiv avem orașul Bistrița din nord, la fel un oraș cu funcție meșteșugărească și încă și mai mult comercial, unde s-au așezat parte dintre sași. Din punct de vedere confesional, avem aici o situație restrictă. Populația românească, creștini, ortodoxă, majoritatea. Sașii, când au venit, erau deja convertiți la creștinism de ceva secole bune, dar în rit occidental și spre variantă catolică, așa cum au venit din lumea. Iar ungurii și secuii, inițial păgâni, și cu o convertire foarte superficială la creștin în varianta occidentală și apoi catolică, așa cum înțelegem astăzi. Tot acum, în această perioadă, apare și denumirea teritoriului. Noi astăzi cunoaștem și folosim numele de Transilvania. Corect? Dar mai știm și denumirea de Ardeal. Și totuși niciuna dintre cele două nu a fost prima denumire. Toate cele trei denumiri ale țării noastre de la nord-vest de Carpați au fost date de către vecinii de la Apus. Două dintre denumiri au fost date pe cale scriptică, pe cale documentară, să zic așa, și una pe cale orală populară. Cea mai veche dintre ele este de Terra Ultra Silvania. Adică prima denumire a Transilvaniei, care este dată pe cale scriptică, documentară, este de Terra Ultra Silvania. O denumire foarte importantă, care ajunge inclusiv la datarea unor izvoare. Anume, vecea care merge să apunga rog, ne ajută foarte mult folosirea acestui termen. Acest termen provine din limba latină medievală, dar de factură italiană. Adică, gramaticii, cei care scriau în cancelarie, regală și voivodală, și din diferite centre episcopale catolice, au folosit termenul de Terra Ultra Silvania, cu înțelesul foarte clar, țara de dincolo de pădure. Care pădure? Păi în Valea Tisei erau păduri foarte întinse, asta se mai văd în rămășițele prin nordul Banatului, pe la Mănăstirea Bodrogu, cea mai veche atestată documentare din România, 1177. Erau păduri foarte întinse. Țara de dincolo de pădure, în limba latină medievală, dar de factură italiană, a fost Terra Ultra Silvania. Și această denumire a fost folosită pentru 200 și ceva de ani, până în jurul anului 1200, când, pe la al treilea izolare, schimbă cancelarea cu gramatici, formați în partea germanică, care au folosit a doua denumire, tot pe care scriptică documentară, și anume de Transilvania, adică tot țara de dincolo de pădure, dar din limba latină medievală, de factură germană. Și bineînțeles, acest al doilea nume, fiind folosit apoi, a ajuns până în zilele noastre pe scară de deci Transilvania. Dar noi cunoaștem și numele de Ardeal, corect? Care este pe nivel popular. Știți din ce limbă provine cuvântul Ardeal? Chiar din limba ungară. Erdo Eli, adică țara de dincolo de pădure. Erdo Eli, tratat Eli, din care românii au înțeles Ardeal. Așadar, cuvântul Ardeal este un cuvânt românesc, dar provine din ungurescul Erdo Eli, care are înțelesul același. Țara de dincolo de pădure. Așadar, denumirea Transilvania este dată de către vecinii de la vest,
cu același înțeles, dar în funcție de originea lingvistică și perioada folosită, întâlnim toate cele trei denumiri ale Transilvaniei. Bun. În cadrul proiectului Transilvaniei, din punct de vedere social, avem țărani și nou. Și apoi apar meșteșugare, mai ales cu sosirea sașii. V-am spus că identitatea persoanei era dată de lege, adică de religie, și de statutul social. Inițial, după 1054, schisma, la nivel înalt, se știa Roma Constantinopol, dar societatea profundă, încă ruptura nu se produsese. Dar avea să producă după 100 și ceva de ani, la 1204, cea de-a patra cruciadă, deturnată de Veneție, care transportă pe cruciați în loc de locurile secundare, la Constantinopol. Asediază Constantinopol, cuceresc și apoi îl jefuiesc într-o manieră oribilă, mai mult decât aveau să facă turcii otomani mai târziu. Iar după 1204, are loc și acea ruptură profundă între Occidentul Catolic și Orientul Creștin-Ortodox. Și după 1204, mai mulți papi, primul dintre ei și cel mai vechi document pe care îl cunosc, la 1179, când, nu, 1279, 1279 se potrivește la anul, când Papa Nicolae al II-lea îi cere regele Ungaria Andrei al III-lea să-i alunge pe schismatici, adică pe creștinii ortodoxi. Regatul Ungar era proclamat regat apostolic. De ce? Pentru că era regatul catolic cel mai răsăritean. Fiind regatul catolic cel mai răsăritean, avea misiunea din partea papalității de a propaga prin prozelitism și aduce la ascultarea de Biserica Romei pe ceilalți. Că erau schismatice de ortodox sau păgând diferiți migratori, pe ceneci, cu mari, cu tătare, nu au avut nicio șansă. Spre acele la ascultarea de Biserica Romei. Și pe cei care nu se convertesc, se alunge direct. Asta se întâmplă cu sfârșitul secolului al XIII-lea și cu diferite intermitențe, avea să se întâmple până în secolul XVI. Numai că regele Ungariei îi convenea să-și alunge populația, nu-i convenea. Cine mai plătea taxe și impozite? De unde mai vreau bani? Nu-i convenea. Și decizia a fost luată diferit. Și anume, aceea de a condiționa recunoașterea titlului nobiliar și a posesiunii de feudă de apartenență la confesiunea occidentală catolică. Ceea ce a lovit direct în nobilii români care existau în partea Transilvaniei. Creștini ortodoxi, nobili. Dar, odată ce au fost puși în fața faptul de a alege între lege și privilegii, nu a fost ușor. Această situație nu a fost una continuă și liniară, ci una cu intermitență. Când mai perioadă de relaxată, când perioadă mai importantă. Situațiile au fost două, pentru câțiva din ei și au avut-o și pe atâta. Și anume, cei mai mulți au rămas creștini ortodoxi. Dar și-au pierdut ce? Statutul și copilul. Și avea să devină ușor din nobil, în simpli țărean, cu ceva bani și mai târziu, inclusiv, fără acel nou. Vorbim la nivel de secol, atenție, nu la nivel de ani sau zeci de ani, ci la nivel de secol. Alții, mai puțin numeri, au preferat să-și păstreze privilegiile. S-au convertit la catolicism. Și aveau să suie pe scara ierarhică socială. Dar aveau să știa de identitatea națională.
Exemplul cel mai bun și cunoscut este la familie de Hunedoara, care în trei generații ajung de la simpli nobili locali rege. Voi cu tatălui Iacob de Hunedoara, român, ortodox din țara Hunedoara. Se convertește la catolicism. Bun, se zice că ar fi salvat și viața lui Sigilul în Luxemburg într-o luptă. Primește și domeniul mare al Hunedoarei. Fiul Iacob botezat de la început în rit catolic. Avea să devină nimic altceva decât voievod al Transilvaniei și co-regent pentru un mic rege al Ungariei, la Tisau, la anii 40-55. Iar fiul mai mic, Matei Corvin, avea să devină chiar rege al Ungariei, ultimul mare rege al Ungariei, Matei Corvin, are origine românească. Numai că, prin educație și mediul de treabă, își pierduse cu totul identitatea românească. Poate nici măcar nu exact, că el la origine a fost rom. Bunicul voi, 100% rom. Ian, bun, și tată și mama erau acum doi români la Ian, dar deja a făcut un pas în partea cealaltă. Dar și cunoștea origine și cum se plică. Numai că a treia generație mai de curând, își pierde identitatea națională și devine rege al Ungariei. Așadar, vedeți, identitatea nu o dă nici originea, nici limba. Ci legea, religia și statutul social. La fel avea să întâmple mai târziu cu familia Cândea, cea din țara Hațegului, care s-a luptat cu regatea în doar sute de ani. Chiar aproape de sfârșit să-și lese conștiință, se convertește la catolicism și apoi, în secolul XVI, trece și în varianta protestantă, calvină, și devine familia Chendofi. Așadar, familia Chendofi, care astăzi a mai primit mare teren în munții Retezat, este vechea familie românească Cândea. Și așa se întâmplă cu mai multe familii nobiliare românești din Transilvania. Prin convertire, își pierd identitatea națională. A treia variantă a fost valabilă numai pentru căzători. Cei din spațiul exterior al Transilvaniei. Și anume, Radu Negru Vodă, din țara Făgărașului, care trece la sud de Carpați, și George Marius Bogdan Vodă, care pleacă din Marcanu și la răsărit de Carpați. Ce a vrut să facă ei? Își păstrează statutul. Își păstrează legea, credința ortodoxă, dar pleacă. Unul pleacă la sud de Carpați și nu avea să întemeieze în țara noastră, dar avea să pună bazele a ceea ce avea să devină statul medieval țara noastră. Iar celălalt Bogdan, din Maramureș, avea să întemeieze efectiv statul medieval de la răsărit de Carpați, pe care însuși fondatorul avea să numească numele de Moldova, numele râului pe valea cui a plecat din Maramureș spre răsărit. Așadar, câțiva dintre ei a treia șansă, dar numai câțiva. Și în acest fel, vedeți, pun bazele sau întemeiază efectiv statele medievale de la sud și de la răsărite Carpați. Celelalte două mâini. Aceasta a fost situația regatul, scuzați-mi voi, voivodatul Transilvaniei. Până la începutul secolului al XVI-lea, care avea să aducă câteva schimbări foarte importante. Secolul XVI-lea, un secol de transformări la nivel european foarte, foarte mult. În secolul XVI apar reformele protestante în Occident și care vreau să ajungă în spațiul românesc mai în Transilvania. Și tot în secolul XVI, Imperiul Otoman, în timpul lui Soliman Magnificul, aveau să distrugă armata ungară la Mohaci în anul 1526 și să cucerească Ungaria. Adică Ungaria dispare și devine pașalăt cu administrație musulmană în cadrul Imperiului Otoman. Și un an mai târziu, acela Soliman Magnificul ajunge la Viena, pe care o asediază, dar nu reușește să o cucerească. Deci Ungaria dispare. Ce se întâmplă cu Transilvania? Partea Banatului este cucerită tot de turci.
pe lângă Dobrogea, care a făcut parte din Imperiul Otoman mai multe sute de ani, celălalt teritoriu românesc, care a mai fost ocupat și administrat de otomani, cu administrația musulmană, este Banatul. După 1526 și până la sfârșitul secolului 17 și secolul 18, când vin Habsburgii. Așadar, Banatul este la fel cucerit de otomani, Ungaria este cucerită de otomani și Transilvania se reorganizează după mai multe frământări interne. În 1541 este proclamat Principatul Transilvaniei. V-am spus că Voivodatul Transilvaniei cuprindea doar spațiul intracarpatic al Podișului Transilvaniei și Comunția Rusă. Însă Principatul Transilvaniei, de după 1541, cuprindea și toată Crișana, până la Tisa, și tot Marea Mureșului. Așadar, Principatul Transilvaniei este mai mare teritorial. Principii Transilvaniei sunt numeroși. Situația socială, tocmai v-am spus-o, că nobilii români cam dispăruse. Și cei din straturile superioare ale societății cam erau orungului deja maghiarizat, cum am vorbit. Tot acum apar și conflictele religioase transilvaniene, pentru că printre catolici apar protestanți, și anume sași devin protestanți luterani. Ungurii se pui devin majoritari protestanți calvini. O parte unitariană, o reformă și mai radicală. Și românii rămân, așa cum erau majoritatea ortodoxi. Dar fără drepturi politice. Pentru că tot în această perioadă de sfârșit a perioadei voievodatului, până la trecerea la Principatul Transilvaniei, în urma școlii de la Bobâna, 1437, și a războiului țărănesc, mai corect decât războiul Constant de Gheorghe Doja, 1514, în cadrul Transilvaniei, Dieta, fiind un fel de parlament, sfatul țării, cum ne se zicem în Transilvania, va scrie două hotărâri, prin Unio Trium Naționum și al doilea tip al titlului verde, prin care românii ortodoxi erau excluși din viața politică a voievodatului Transilvaniei. Și aceste decizii erau să fie valabile și pe perioada Principatului Transilvaniei, cu o mică întrerupere în timpul intermediatului. Așadar, cei care aveau să conducă Principatul Transilvaniei proveneau, general, tot din familie nobiliare ungure sau maghiare exact din Transilvania. Numai că principele Transilvaniei nu mai erau vasal regii Ungariei, care, de fapt, nu mai exista, ci era vasal cu decăreți. Tot sultanului otoman. Acest pasajat este tot plata unui tribut și am cadou mai de oficiale, cum se întâmpla și cu voievodul sau principele țărâmânești și cu celălalt moldovean. Așadar, în secolul al XVI-lea, situația celor trei țărâmâni, Moldova, Transilvania și Valahia, țara noastră, încep să devină foarte asemănătoare. Trei principi, toți plăteau tribut sultanului. Și cumva trebuia să fie recunoscut și de sultan. Pentru că tot din perioada aceasta începe și, să spunem, supunerea mai accentuată a domnilor din țara românească, tot de la 1530 și după Radu Paisie, și din Moldova, după Petru Rareș, către sultanii otomani. Și tot în această perioadă începe să se vehiculeze la nivel și european, dar și local, ideea refacerii unui stat în granițele vechii dacii. Un stat care
să fie interpus între Imperiul Otoman, cel Habsburgic și Regatul Poloniei din Nord. Paștea și culori de protecție împotriva atacurilor care continuau să atace pentru jaf dinspre răsărit. Aș vrea ideea refacerii unui stat în granițele vechii Dacii, în secolul XVI, devine din ce în ce mai prezent. Numai că fiecare voia să tragă de partea lui acesta, să-l controleze, să-l conducă și să-l folosească în interes propriu. Și Imperiul Habsburgic, și Polonia, mai mult sau mai puțin, dar și la nivelul elitei locale. Deci acesta, să spunem că este contextul de dinainte de Mihai Vidaș. Și cu un pericol otoman la sudul Dunării și până spre vestul Europei, foarte clar. Știți care era personificarea spaimei colective în secolul XVI în Europa? În Occident? Capul de turc. Acesta era personificarea spaimei colective. Ce-am zis la Viena, nu mai era ceva departe de care poți să stai liniștiți. Ci un pericol imminent. E, în acest context, s-a încercat refacerea unității, numai că nu s-a reușit așa ușor. Dacă pun întrebarea, cine a unit prima dată cele trei țări române, ce mă spuneți? Până. Corect. Dar dacă întreb cine s-a numit prima dată principe al Moldovei, Transilvaniei, Sărbunești, ce mă spuneți? Unul. Hm? Nu. Sigeți bumbatul. S-a numit? Dar a fost cu 5 ani mai înainte. Cu 5 ani mai devreme. Ce se întâmplă? Mihai Vitaș ajunge pe tronul Țării Românești în 1593, cumpărând tronul de la Otoman. Chiar cu o sumă foarte mare. Numai că nu avea să plătească împrumuturile, știți, împrumuturile la femei cel de atunci. Ce avea să pună tronul pe ei când a venit să-și ia baia. Începe o campanie de atac pentru distrugerea cetăților otomane din lungul Dunării și de la sud de Dunării. Dar pentru a avea siguranță, încearcă încheierea unei alianțe cu Sigismund Batorii, care este ca principal Transilvaniei. Trimite faimoasa delegație la Brașov, care în loc de tratat de alianță, face un tratat de vasalitate. Prin care recunoaște ca țara noastră să fie vasală, către Sigismund Batori. Acela Sigismund Batori reușește să obțină un tratat asemănător și cu Ștefan Răzvan al Moldovei. Aliatul lui Mihai Vitaș, singurul voievod de ultimul, știți ce ori le-a Ștefan Răzvan? Rațidean. Singur. A fost. Pe tronul Moldovei. Și în baza celor două tratate, Sigismund Batori se autonumește principe al Transilvaniei, unde era, principe al Țării Românești și al Moldovei. Dar doar s-a numit. De ce nu a fost? Într-un motiv foarte simplu. Deci, el, practic, se autonumește pe baza unor documente. Iar dacă cineva vă spune că primul care a făcut unirea nu a fost Mihai Vitaș, ci Sigismund Batori, spune un adevăr și o minciună în același timp. El se numește în baza acestor tratate. Dar nu este. De ce nu este? Nu. Avea nici cum să vorbească, dar mai era nevoie de unul. Să existe o decizie a lui Sigismund Batori pentru Țara Românească, o oarecare decizie pentru Moldova și care să fie pusă în aplicare. Aceste hotărâri ale lui, că sunt administrative, că judecătorii de ce fel vreți, nu există. Nu există niciun document, nu există nicio informație prin care o decizie a lui Sigismund Batori să fie luată și aplicată
în țara românească, o decizie a schimbată, este luată și aplicată în Moldova. Așadar, putem vorbi mai de o autonumire în baza unor documente, dar fără să fi condus efectiv, în niciun fel, nici țara românească, nici Moldova. Transilvania o avea. Asta este. După care, este perioada aceea foarte turbulentă. Cu luptele cu otomani, o luptă a lui Sigismund Bathory, la fel cu otomani, pe care o pierde categoric și pleacă. Vine vorba Andrei Bathory, Carina, un interpus al otomanilor și al Poloniei pentru un Transilvania. Și în acest context, Mihai Viteazul iată cum propriu misiunea refacerii statului în vechile granițe ale Daciei, în toamna anului 1599, atacă Transilvania, pe care o cucerește efectiv, și în primăvara anului următor, 1600, trece munții din Transilvania și înaintează și din țara noastră, și fără luptă, unește și Moldova. Bun, acum oastea Moldova era formată din oastea mare a Moldovei, un corp de mercenari și un corp de oaste polonez venit în ajutorul Ierenia Moldovei. Cine îi convinge pe poștenii moldoveni să nu treacă la luptă, ci să deschide cetățile în fața limitărilor, în fața locului principii. Este pe atunci episcopul de Roma, devenit mai târziu episcopul Moldovei, Anastasie Crinta, fondatorul mănăstirii Dragomir de lângă Suceava. Și în acest fel, fără lupte efective de mare măcură, Mihai Viteazul unește și Moldova împreună cu țara românească. Imaginea care o știți, am preferat să fac fața fără proiecții pentru că însemna să mă duce și mai mulți am preferat să mă pe partea de informații. Intrarea din sală Mihai Viteazul în Alba Iulie. Și Mihai Viteazul unde se proclamă principe al Moldovei, al Transilvaniei și al țării Românești. Tot la Alba Iulie. Deci în anul 1600, Mihai Viteazul se proclamă principe al Moldovei, Transilvaniei și țării Românești la Alba Iulie. Dar există decizii administrative sau judecătorești al lui Mihai Viteazul Transilvaniei în Moldova? Există. Numește persoane în diet, așadar, face judecăți. Știți, principele domnul de atunci avea puterea și cea legislativă, și cea executivă, și cea judecătorească. Și Mihai Viteazul mai face un lucru foarte important. Și anume, întemeiază din punct de vedere oficial, că neoficial există înainte, dar oficial, vechea mitropolie creștin-ortodoxă a Transilvaniei la Alba Iulia. Primul lucru pe care face Mihai Viteazul, după ce ajunge se proclamă și niște Transilvaniei, chiar în 1599, întemeiază mitropolia ortodoxă la Alba Iulia. Ceea ce, bine, i-a cascut din minți de ceilalți. Și dacă unirea lui Mihai Viteazul este aproape un an, mitropolia vreau să mai dureze încă 100 de ani. Așadar, Mihai Viteazul dă și o structură oficială ecleziastică pentru românii ortodoxi din Transilvania. Așadar, avem decizie foarte clară pe lângă altele, în care și-a folosit dreptul de suveran al principatului Transilvania. Care era teritoriul celor trei țări române unite de Mihai Viteazul? Păi, țara noastră era de la Carpați la Dunăre. Moldova era de la Carpați la Nistru. Chiar cu niște avamposturi dincolo de Nistru. Și în nord, cu totul, până la viața Polonă. Iar Transilvania era Transilvania intracarpatică. Crișana,
până la Tisa și m-a recunoscut și-o tot. Lipsea numai banatul ocupat de Dobrogea. Și cu Dobrogea un statut foarte ambigu, pentru că Dobrogea, într-adevăr, era ocupată de otomani. Însă, din campania lui Mihai Viteazu, de distrugerea caritoarelor otomane din lungul Dunării, el ajunsese și în Dobrogea. Dar spune, Dobrogea era un spațiu mai, cu un statut mai ambigu în acest an. Conflicte și, oricum, cu o densitate a populației foarte mică. Așadar, aceasta este prima unire efectivă, e adevărat, personală, a lui Mihai Viteazu. Care, din păcate, cu ajutorul vecinilor noștri, Imperiul Habsburg, Imperiul Otoman și Regatul Polonii, și cu sprijin tatar, a rezistat doar un an. Dar, așa cum am spus, mitropolia a rezistat 100 de ani. 100 de ani de mitropolie, deci nu doar să la al doilea, care a dat trei sfinți mitropoliți. Ilie Orez, Sava Brancuș și Simeon Ștefan. Cel de-al treilea fiind și cel care tipărește pentru prima dată integral Noul Testament în limba română. 1688, Noul Testament de la Bărăgrad, adică de la Alba Iulie. Aș trebui să explic și numele de al doilea, dar în tot felul. Situația după Mihai Viteazu cumva revine la ce a fost înainte. Adică o țară românească cu principi vasal otomanilor, dar cu obligații mult mai mici decât cei înainte de Mihai Viteazu, ce o să spună pe la Fanaliot. O Moldovă la fel. Și cu lupte de cultură, cu așa se întâmplă. Și cu o Transilvanie, în care revin principii, în general, de confesiune protestantă, calvină, dar care au acceptat un control din partea existența mitropoliei ortodoxe de la Alba Iulia. Și cu relații între cele trei țări române, unor de o înțelegere mai bună, altor de conflict. Și cam așa trece secolul al XVII-lea. Numai că la sfârșitul XVII-lea avea să venea cu niște transformări foarte mari. Sfârșitul secolului XVII-lea, începutul secolului XVIII-lea avea să schimbe foarte mult situația în toate cele trei țări române, dar cel mai mult în Transilvania. Așadar, la 1680, Transilvania avea principe calvin, populație majoritară românească creștină ortodoxă, săsească luterană, șa ungară și țepiască, majoritar calvin și un italian. Și foarte puțin catolici rămași în Transilvania. Așadar, în timpul secolului al XVI-lea, lupte religioase în Transilvania catolici ca pierdut. În anul 1683, are loc al doilea sediu al Vienii, organizat de Imperiul Otoman. Numai că de data aceasta, conducătorul campaniei nu a mai fost sultan, așa cum s-a întâmplat cu Soliman Magnus cu 1527, ci marele vizirea, un fel de prim-ministru, care ajunge la Viena cu armată foarte puternică și care putea să cucerească Viena fără niciun fel de problemă. Dar tot ce s-a învins se mai poate și așa ceva. Păi cum? Păi, pe lângă Marele Vizir, era și Pașa de la Buda, cel din Ungaria, care nu-i convenea să fie cu cei de Viena. El era Pașa într-o provincie de graniță. Multe avantaje, știți? Tot timpul la graniță mai fac fel de fel de trafic economic. Dacă se cucerea Viena, era un Pașa interiorul Imperiului, deci mai puțin încolo. Ce a făcut la sabotaj? Conducătorul campaniei, Marele Vizir. Vrea să cucerească Viena, dar nu vrea să distrugă. Putea să pună turnul în casă să facă practic. Nu. De ce? Vrea să încăvăleze el în Viena? Păi, așa vrea să scape
să devină doar o simplă provincia sultanului, parcă nu e corect. Inclusiv la nostru Șerban Cantacuzino, care a trebuit să soțească armata otomană, în loc să tragă cu proiectile cu pielile de fier, în vină, tragă cu proiectile de cârți. Și mai și informate apărtări se întâmplă. Așadar, otomanii se înving singuri la subzidul Iubienei, vine Iasul, este regele Poloniei și obligă să plece. Dar târziu. Până atunci puteau să cerească bine. Numai că perioada și această, să spunem, înfrângere otomană nu avea să se oprească la plecarea lor de la Viena. Și acum are loc un proces foarte amplu de cuceric pe seama Imperiului numit, pe care îl vom numi și Habsburgic, este nimic altceva decât vechiul Imperiu Roman de națiune germană, întemeiat de Otto I în 963 și care avea să fie confiscat de familia de Habsburg, mai ales după războiul de 30 de ani, după pacea din Westfalia de la 1648-1649. Și armata imperială germană, era o armată generală, armată de mercenari, multinațională, plătită de împărat și condusă de Eugenio de Savoie, un general italian, dar putem spune un geniu militar. Și după 1683, această armată imperială avea să cucerească foarte multe teritorii. Ungaria, Croația, o parte chiar din Serbia. Și mai târziu, în secolul XVIII, Imperiul Habsburgic nu avea să facă altceva decât să ocupe și atunci o parte din Polonia, care îi salvase. Și tot această armată, sau corpul, avea să ajungă, bineînțeles, în Banat, pe care avea să cucerească, și în Transilvania, principatul Transilvania, unde au găsit un context ostil. Imperiul Habsburgic era un catolic foarte rigid. În Transilvania am spus, catolici lucrau mai rău, românilor tot rău. S-aș luterean și omul este cu calvin și luterean. Ce se întâmplă în Transilvania, ce trebuie specific. Adică de pe la 1685 aproximativ, când încep să ajungă Habsburgii în Transilvania, și până pe la 1712, avem un război civil, despre care trebuie să vorbim mai puțin la prima oară, și anume războiul cruguților. Cruguți adică frați de cruci. În cadrul toate acești părți, și omul, și omul, și paița asta, și se duc. Împotriva invadatorului. Habsburgii. În urma acestor lupte, ca au durat peste 25 de ani, Imperiul Habsburgic reușește să cucerească și principatul Transilvania. Credeți că vrea să oprească la privată? Nu, Austria și țara oprească. Adică și banca Cantacuzino care i-a ajutat să că nu mai conta. A fost oprească și țara oprească. Au fost două lupte. Una în 1684, una decisivă de data aceasta, în 1693 la Zărbuști. Când? O alianță constă de Constantin în guvernul, dar știți că se ia Constantin în guvernul? Cu turcii și cu tătari. I-au vins de Habsburgi la Zărbiști și au oprit granița cu Imperiul pe Carpați. Gândiți-vă că această graniță, care a fost stabilită în urma acestei victorii ale Constantin în guvernul, în alianță cu turcii și cu tătari, împotriva Habsburgilor, avea să stabilească granița pe Carpați până la 1916. Timp de peste 200 de ani. Pacea se cheie în 1699 la Cracovia. Și care consfințește această graniță, iar în Transilvania adoptă de la o socotire până prin 1711. Ce fac Habsburgii când ocupă Transilvania? Îi țin în puf pe proprietul. Administrație germană hotărâtă de fiat. Vorba ce? Am scăpat de, jugul teren otoman și am dat peste jugul de o țăr cel mai. Cam asta s-a întâmplat cu Transilvania.
după 1691. Mihai Viteazul ce-a făcut? Mantenea mitopurile ortodoxe la Albăr. Ce-a făcut Habsburgii, unul din primele lucruri după ce a ajuns în Transilvania? Au desfințat. Mitropolia ortodoxă în Transilvania. Și cum contextul era total ostil din punct de vedere confesional, Imperiul Habsburgii m-a spus că era un imperiu catolic, foarte rigid. Ce au zis? Românii, după cum vorbim, nu aveau drepturi politice. Nici sociale. Inclusiv preoții ortodoxi nu erau recunoscuți și nu erau scutiți de îndatoririle țăranilor. Și atunci s-au gândit să atragă parte din populația românească, dacă nu toată, creând o nouă confesiune. Bine, nu apare chiar acum. Începuse ca 50 de ani mai înainte, în alte teritorii ocupate de șase mănătoare. Și ce fac azi? Amestecă religia cu politica. Și spun așa. Vă oferim drepturi politice și sociale tuturor românilor ortodoxi și preoților ortodoxi care vă uniți cu Roma, adică veniți la ascultarea papei. Dar știau că dacă o fac în varianta totală, rezultatul va fi unul mic. Și atunci ce au zis? Din punct ritul, vi-l păstrați pe al vostru. Și vă acceptăm ca pe eu se derit grecesc, că de asta au spus ei, nu au fost termen de ortodox, adică de drept credincios, și au fost termen de grec, în sensul că este specific grecilor, ritul ortodox. Dar din punct de vedere dogmatic, vă dați cu ce zice mă. Bun, din cele 4 plus 3 puncte de diferență mari la dogma, sau până la cele 4 care au legătură și cu istoria și cu vechiul, vechea întâlnire de la Ferrara Florența din 1437-38. Și anume, acceptați filope, acceptați purgătorul, împărtășania cu pâinea aceea fără aloat, și îl recunoașteți pe papă, că asta era un pic ce mai important, drept capul suprem al bisericii. Partea cu Harul Curia și Nepia, nu s-a produs în discuție, cealaltă cu Imaculata Concepție și cu Adonirea sau și apoi Creația noastră, nu a fost pus în discuție. Doar cele patru. Adică, cumva, un fel de două feluri. Ca dogmă, sunteți cu Papa, ca rit, vă păstrați ritul vostru. Și de asta a fost numită greco-catolică, adică de rit grecesc și de dogmă catolică. Sau unită cu om, readusă la ascultarea Romei. Ce efect a avut această uniație? Pe termen lung se vede și astăzi. O fractură în interiorul populației românești din Transilvania. Confesională. Pe termen scurt. Promisiunile de a fi scutiți de îndatoririle pe care le-a luat toți țăranii pentru preoții care s-au unit cu Roma, credeți că a fost imediat pus în aplicare? Nu. Spunea domnul Ioan Aurel Pop despre Ioan Inocent Timicul Plan. Deci am încercat să prezint complementar, să nu repet informații. Dar bine spune. Ioan Inocent Timicul Plan s-a născut greco-catolic, adică părinții deja trebuiseră la greco-catolicii. Am citit scop. Și se luptă pentru drepturile promise cu vreo 50 de ani înainte, 40-50 de ani înainte. Pentru că nu erau puse în aplicare. Este adevărat că pe nivelul recunoașterii confesiunii greco-catolice la nivel administrativ, o parte din ei au avut acces în diferite școli și astfel, pe nivel cultural, a existat o direcție de creștere. Dar pe partea cealaltă au fost probleme, v-am spus, această fractură confesională. Numai că mai este un punct care este foarte important de zis.
Dacă nobilii români, prin convertire la catolicism, în evul mediu, și-au pierdut identitatea națională, greco-catolicii din Transilvania nu și-au pierdut identitatea națională. Adică, în ceea ce privește calitatea sau, spunem, identitatea de români, și-au păstrat-o pentru totul. Da. Viața de zi cu zi. Asta nu din ceea ce mai are. Taxe și impozite mari. Obligații sociale foarte mari. Iar la nivel religios, la jumătatea secolului, 18-18, dar pe o durată de mai mult de 30 de ani, împărăteasa Maria Tereza trimite pe generalul Bukov să ducă la ascultare de către Biserica Romei pe toți schismaticele Bukov. Și ce face Bukov? Se apucă și trage cutunul de toate mănăstirile și Bisericii Ortodoxe din Transilvania. Este unul peste 75-80 de mănăstiri Ortodoxe din Transilvania, în maniera cea mai dură posibil. Putem face comparația. Dobrogea ocupată de otomani și Transilvania ocupată de Habsburg. Păi în spațiul ocupat de otomani, știți că otomanii au fost foarte toleranți din punct de vedere religios, mai ales dacă religia celorlalți ca una a revelat. Știți cum rezolvă toată problema? Cu o taxă în plus. Vrei să rămâi și în Grecia, și în Bulgaria, și în Serbia, și în două ori. Bine, cu perioadele de persecuție mai puternice, dar mai asistat. Plătești o taxă în plus. Bineînțeles, biserica mai o să fie cam altă și fără clopot, ca să nu trebuie să zicem. Dar altfel, fac ce fac. Habsburgii, nu. Și în acest context, sunt multe probleme. Și apoi social și economic. Păi, mijlocul de trai cel mai important era cultivarea pământului. Pământul era proprietatea câtorva mari familii foarte bogate. Că unele la origine fusese românești și deduse identitatea națională, că altele erau ungurești și așa mai departe, românii nu mai aveau proprietăți. Orice țară, indiferent de originea ei, indiferent de limbă, indiferent de confesiunea pe care o avea, avea niște obligații. Cea națională vine peste cea socială, problemă. Și anume, pentru o bucată de teren obținută în folosință, trebuia să plătească 10 de ani. Mai erau taxele cele către administrație. Și mai era obligația în muncă neplătită pe moșia nobilă. În Transilvania era numit rof din limba germană, pe graf, adică conte fie. Cum era? Nobil, da. Așa, cuprinzător, i-a numit rof din graf din limba germană. Această obligație de muncă fără plată era foarte diferită de la o țară la altă. O comparație foarte simplă. În țara românească, știți că era în secolul 18-19, obligația de muncă pe moșia boierului pentru lotul în folosință? 12 zile de ani. În Moldova, 6 zile de ani. În Transilvania. Erau două categorii de țări. Jeleni și ovaci. Jeleni aveau obligații de 3 zile și ovacii de 4 zile. Dar nu pe an, nici pe lucru, ci pe săptămână. Adică diferența era una enormă. Bașca în țara românească și Moldova, după jumătate de secolul al XVIII-lea, Constantin a făcut odată, țăranii sunt eliberați, adică sunt liberi juridic, nu sunt în proprietăți, dar se pot muta de pe moșie data liber. După ce își iau socotele cu voie, puteau să plece. În Transilvania nu puteau. Așadar, o situație foarte grea, care avea să ducă la izbucnirea războaiei de la 1784-1785, acolo se de Borea, Roșca și
Trădarea avem o perioadă foarte complicată. Și care avea să meargă înainte cu unele transformări până spre secolul 19, sfârșit secolul 19 și început de secolul 20. Așadar, statutul Transilvaniei după 1699 a fost acea de provincie în cadrul Imperiului Austro-Ungaric, administrată de la Viena prin intermediul unui guvernator și a unui parlament local, unui diet, care de obicei avea să trăiască pe la Cluj Napoca, dar și pe la Sibiu, avea să mai schimbe locația. Bine, Alba Iulie, Ințial și tot așa. La 1848-1849 avem bine cunoscută revoluție la nivel european, care începe în Franța, apoi în Italia, în Ungaria și în țările noastre. În acest context, mai întâi îi spunește în Ungaria revoluție, la Budapesta. Și coordonatorul revoluției Ungariei, Vlad Kossuth, împreună cu generalul care avea să le conducă armata, Bem, de origine poloneză, dar merge mai plătit. Ce fac? Atacă toți vecinii, și Slovacie, și Croația, și Transilvania. Cu intenția de a rupe Ungaria din Imperiul Austro-Ungaric și de a crea o Ungarie mare, care să cuprindă și teritoriile tuturor vecinilor. Revoluția este una foarte violentă. Încep cu masacre, adică cei 13 generali care au statui refăcute la Prag, n-au masacrat decât vreo 40-50.000 de români în prima fază a revoluției. Și în acest context, românii care erau pe punctul de a-și pierde inclusiv identitatea transmisă de a fi, cum spun, înglobat pentru un nou stat pe care vecinii de la vest încercau să-l creeze, au loc adunările dintre câmpiile de pedețe de la plajă. Și vreau să mă opresc doar la doi oameni. Sunt mai mulți atunci în Transilvania, că trebuie să le cinstim memoria. Dar sunt doi care sunt cu totul și cu totul special. Unul este Sfântul Andrei Șaguna și unul este Atanasie. Andrei Șaguna a reușit să facă niște lucruri extraordinare. Și în perioada pre-revoluției, și în timpul Revoluției din 1848-1849 și după aceea. În primul rând, întâlnează peste 300 de școli confesionale de predare în limba română. Deci a avut interese să învățământul limba română. Întâlnează cel mai important liceu de la Brașov, care poate numele Andrei Șaguna. Și reîntâlnează din timpul lui Ortodoxă a Transilvaniei, dar nu mai reușește la Alba Iulia, ci la Sibiu. De ce? Redă o structură românească, eclezească pentru România Ortodoxă din Transilvania. Pentru că în timp de 150 de ani a fost supuși pe regimul de la Carpați, să iubească. Iar la 1948 este cel care a dat în primul rând, v-a spus nu singurul și nici nu putea singur, dar în cea mai mare parte de atunci, organizarea marilor rămâne de pe câmpia libertății, la plajul de națională română, s-a delimitat total de Revoluția Ungară și s-a pus pe poziție chiar opusă. Și la chestia mea, Avian Neamul reușește să facă un lucru extraordinar. Reușește să organizeze pe români din punct de vedere militar, deși nu avea decât 84 de ani. Și transformă Munții Apuse într-o cetate pe care nu aveau să o cucerească nici armata revoluționară ungară și nici cele contrarevoluționare austriacă și cea rusă venită în sprijinul celei austriice. Planurile de organizare a 4 legiuni de model roman și în parte de munte și în parte de câmpie, dar singura care s-a reușit a fi organizată
bine este cea condusă de Avramian cu legiunea a doua, Auraria Gemina numită. Și acolo capitanii săi au transformat munții Apuseni într-o adevărată cetate, care a rămas românească pe tot parcursul Revoluției la 1848-1849, 2 ani. Și care a reușit ce? Să păstreze identitatea Transilvaniei în capul Imperiului Habsburg. Așadar, nu s-a încercat să ai fi fuda, erau conștienți că nu vor reuși să rupă Transilvania total de Imperiu, dar au reușit să-i păstreze identitatea distinctă pentru a nu fi înglobată în ceea ce încercau să facă Lajos Kocsis și ai lui, adică o Ungarie mare, un alt stat, grup de Imperiu Habsburg. Și la venirea lui Franz Josef pe tronul Imperiului, în 1849, situația și, inclusiv din punct de vedere social, avea să se mai domolească. Așadar, această mișcare care a scutuit Imperiul, nu l-a s-au pus să dispară, dar au început să apară și câteva mici situații mai favorabile. În perioada aceasta, Andrei și Aruna, Sfântul Andrei și Aruna, reîntâlnează metropolia și cele foarte multe școli despre care am vorbit. Și există și o perioadă foarte bună, 1860-1867. O perioadă liberală, în cadrul Imperiului, se stabilește o decizie, și anume, în parlamentele locale, printre care și Dieta Transilvaniei, reprezentanții să fie direct proporțional cu numărul locuitorilor, în funcție de naționalitatea fiecărui populație. Deci, timp de 7 ani, între 1860 și 1867, de sfârșitul perioadei Habsburgice, numărul majoritar al deputaților în Dieta Transilvaniei, dacă nu s-au mai primat cu și lasă-i, erau români. Și în perioada aceasta s-au luat mai multe decizii favorabile pentru români. Numai că, în aceeași perioadă, Imperiul Habsburg pierde niște lupte. Și pe frontul din Italia și pe frontul din Germania, apare Italia, apare Germania, cu teritorii parțial foste Habsburgice. Imperiul este în degringoladă economică, socială și militară. Și atunci se ajunge la o altă decizie administrativă, care pentru românii din Transilvania avea să fie cruntă. Și anume, reorganizarea Imperiului în două părți. Partea de apus, capitală la Viena, cu parlament și guvern la Viena, și partea de Est, cu a doua capitală la Budapesta, cu guvern și parlament la Budapesta. Iar împăratul Franz Josef își lua titlul de împărat al Austriei și rege al Ungariei. Adică cumva reapărea, din punct de vedere istoric și cu numele, Ungaria. Ungaria a dispărut în 1526. Și apoi fusese o provincie în Imperiul Habsburg. Mai în timp așa lucru, prin provincie în Imperiul Habsburg. Iar la 1867, prin un simplu act administrativ de reorganizare Imperiului, apare Ungaria. Și cu parlament și cu guvernul Budapesta. Dar fără rege. Rege era același împăratul de la Viena. Și uitați cum Transilvania a fost dată pe tavă spre administrare de la Budapesta. Când mi se zice că Transilvania era înainte a noastră, pe vecinii de la Budapesta. Da. Dar după 1867. Istoria lumii nu începe cu anul 1867. Păi înainte a fost provincie în Habsburg, păi înainte a fost principat, păi înainte a fost regulat, și înainte erau trei voivode pe cea de Rămâși. Depinde cât înainte ne întoarcem. După 1867, administrația ungară
a făcut tot posibilul spre o integră numele oameni. La botez, le-au trecut în acte. Dacă îl chema Ion, ce-l Ianciu. Dacă îl chema Ion, îl chema Iuri. Și așa mai departe. S-a încercat o deznaționalizare cu forță. Însă, suntem în a doua jumătate a secolului XIX. Suntem într-o perioadă în care națiunea română crease o serie de persoane și personalități intelectuale, cunoscătură istoriei, care studiază în universitățile din Apus și Berlin și Viena, în cea Padova, Roma, Paris, mulți, și cea la toate astea. Și care aveau să se opună din toate puterile acestor legii. Unul din aceste, spunem, eforturi a fost cel al mișcării memorandiste, 1893, când o serie de intelectuali, numești de Ioan Grațiu, bunicul Ioan Grațiu, care a candidat în 1990, și de fapt memorandum în care prezintă situația din Transilvania și duc împăratul de la mine. Numai că nu e treaba. Și l-a trimis la guvernul de la Budapesta. Și avem apoi persecuția, arestarea. Și ce s-a întâmplat după arestare cu liderii romi. Adică, știți, închisoare politică. Așadar, situația este una foarte clară și o luptă deschisă între administrația ungărească și românii care rezistau din răsputerii Transilvaniei. E perioada în care Badea Cârța trece în munții în țara Ungărească și Moldova și ce face? Duce cărți în limba română, care erau interzise în Transilvania. Tot el merge până la Roma, auziți, de Columnă, pentru a vedea originea romană. Știți ce spus ziarele din Roma atunci când Badea Cârța a adormit-o, posibil fiind la baza Columnei. A coborât un arc de pe Columnă, îmbrăcat în strealele naționale și cu ciuba ciobănească bine cunoscută. Ce-au zis? A coborât un arc de pe Columnă. Ceea ce arată foarte clar continuitate. Și în această situație ne apropiem de primul război mondial. Un prim război mondial care în niciun caz nu a izbucnit din cauza asasinatului de la Sarajevo, ceea ce a fost numai pretextul. Pentru că țările mai mari erau foarte pregătite de război. Și într-o parte, și în alta. De ce? Păi, unele aveau colonii mai multe, altele mai puține, altele deloc și cu toți erau mai multe. De aceea tot nu vezi mâine. Pentru împărțirea și reîmpărțirea lumii și a coloniei. Iar pretextul cu asasinatul de la Sarajevo a servit pe tavă acestor interese. Bun, România, ca și în alte țări, teritorii la este Imperiul Țarist, teritorii la vest în Imperiul Austrugin și un teritoriu la nord, să zicem numit impropriu Bucovina, care aparținea tot de Imperiul Austrugin după 1775, dar atenție, un statut special. Pentru că nordul Moldovei, Habsburgii nu l-au lăsat niciodată în administrația ungară. Și deși geografic era dincolo, era punctul poate cel mai estic al Imperiului, avea statut de dominion și era administrat direct de Viena, a avut un statut special. Așadar, teritorii și în Imperiul Țarist, care în alianță cu Anglia și Franța formau Antanta, și teritorii Imperiului Habsburgic, care în alianță cu Germania formau locul puterilor centrale. Așadar, România, ce avem de făcut? Interesul major
Și pericolul cel mare era cu deznaturizarea din Transilvania, dar era la fel de mare și cu cel din Est, dintre Pucinistru. Regele României, Carol I, neamț, mai neamț la toți nemții, din punct de vedere al caracterului și al modului de viață și de gândire. Foarte rigid, dar și foarte rigoros. Cu ceilalți părinți. România avea alianță defensivă cu Germania. Așadar, la o primă vedere, alianța cu Germania și declararea războiului către Rusia părea un lucru normal la nivel internațional. Numai că, din punct de vedere al interesului național care eliberarea teritoriului din Imperiul Austro-Ungar, scuzați, după 1867 vorbim de Imperiul Austro-Ungar, a Transilvaniei, Banatului, Crișanei și Marea Neamțului, unde trăiau cei mai mulți dintre românii din afara granițelor României. Deci, primul Consiliu de Coroană, vara 1914, la Castelul Peleș și la Simona. Majoritatea politicienilor, opinia publică, interesul național, de partea vechii noastre aliate Franța și în contra cu Imperiul Austro-Ungar și cu Germania. Regele putea să decide de unul singur de ceva dintre România în război? Nu. Dar avea de veto. Adică se putea opune decizii de celorlalți. Uite așa. Carol I, care nu ar fi acceptat în vechi să intre în război împotriva Germaniei, acceptă până cu celălalt, să nu la un fel de compromis, care zice așa, și anume neutralitatea României. Timp de 2 ani. Între timp, regele Carol I trece la cele veșnice și urmează nepotul de frate, Ferdinand. Despre care a fost întotdeauna, a fost mai român ca toți domnii. Ce face Ferdinand? Stă și așteaptă în prima fază. Care e situația? Solicitările care au iasă între război veneau și de o parte și de cealaltă. Chiar cu ultimatul și cu invocarea alianței de către Germania și a originii etnice și dinastice, nu? Ferdinand era tot din familia de Hohenzollern-Sigmaringen, a doua cea mai veche din Europa, după cea de Savoia. Ce face Ferdinand? Va organiza o întâlnire cu Consiliul de Coroană vara anului 1916. Între timp, stabilește contacte și relația atât cu unii cât și cu ceilalți. Era clar că interesul României era de partea Franței, și a Rusiei parțial și a Angliei, pentru eliberarea Transilvaniei. Regele Ferdinand era conștient de faptul că dacă va intra în război împotriva Germaniei, familia îl va exclude total ceea ce avea să se întâmple. Și atenție, relațiile de familie pe atunci nu erau un lucru de nimic, mai ales că provenea din a doua cea mai veche familie din Europa. Și în vara 1916 ia decizia cea mai importantă și favorabilă României cum era să fie. Dar trebuie să avem și aici jertfă. Păi, conducătorul a pus după multe secole și cum nu avea să se mai întâmple de la Constantin în guvern și până astăzi, interesul țării deasupra acelui personal. Și deci, intrarea României în război de partea Franței, Rusiei și Angliei, declarând război Ungariei, cu indiferență față de Austria și cu părere de rău față de Germania. Dar alianțele erau foarte clare. Germania s-a simțit atât de preluată încât a trimis o parte din trupele de elită pe frontul românesc. Cele care vreau să întoarcă, de fapt, cursul războiului de lui un an și ceva. La lui, am înțeles. Așadar,
Eu personal vorbesc tot timpul despre această jertfă personală a Colegiului Femina, care prin decizia de intrare în război pentru eliberarea Transilvaniei, își pierde apartenența la doua cea mai mare familie din lume. Și care stă în parte, și o zic în mare parte, la desăvârșirea unității naționale. Dacă România nu intră în război de partea, punem corect, de partea opusă Imperiului Austro-Ungar, unirea în 1918 nu avea. Ce s-a întâmplat în primul război mondial, ar trebui să știm cu toții. E mult să-i putem să-și reală și nu am această intenție. Dar, atât timp cât ne-am luptat în prima fază cu Austro-Ungar, am mai avut una avansă. Când a venit ajutorul german. Și în lipsa ajutorului alianțelor pentru noi, în lipsa de balcării de la Tesalonic, care avea să fie după 2 ani și nu atunci cum s-a promis, în lipsa unui motor efectiv de armament din Rusia, veneau muniție din Rusia, dar știți, tunurile noastre aveau calibru și voi trebuie să aveau calibru. Adică ne uitam la tunul și la pregătit. Cam asta s-a întâmplat. Și până la reorganizarea armatei de demisiune, cu ajutorul rușii franceze, consul de Anglia de top, și promisiunea pe care regele Ferdinand a făcut-o pe front și anume că va împroprietări pe toți cei care luptă sau pe urmașilor, nu s-a întors rezultatul luptei. În 1917, pe linia Mâncerii Mâncerii Tuzi, au loc cele mai mari lupte de pe frontul de răsărit, în care armata română, deși mai puțin numeroasă, prin minuni, cu ajutorul Dumnezeu putea să se află, dar învinge. Este pacea separată de la Buftea și București, din 1918, cu puterile centrale. Neplăcut. Dar tot regele Ferdinand a fost cel care ne-a salvat. De ce? Că nu a ratificat această pace și a putut fi denunțată, a fost folosită în lipsa ajutorului aliaților și apoi a fost denunțată ca fiind o pace nerecunoscută. Spunea și domnul Ioan Amintă. Conform acelor prevederi, România vedea petrolul, pădurile și toate corupțiile până în anul 2011, adică 100 de ani. Ca să știți. Bun. Prin minune România învinge în primul război. Dar în Transilvania, în Banat, în Ceana și în Maramureș, ce se întâmplă? Despre Moldova de Est am vorbit acum un an și jumătate, nu mai mult. Ce se întâmplă? Imperiul Habsburgic este în degringolat. Cu toții încearcă să acapareze un teritoriu cât mai mare și pe care să controleze, în primul rând, militar, bineînțeles. În Transilvania, în 1918, îi spunește mica cetate cu un adevărat război civil despre care se vorbește mai puțin. Pentru că administrația austro-ungară nu mai este ascultată și nu mai este respectată de nimeni, nici nu mai avea de ce să fie ascultată și respectată. Nobilii locali cu armate mici, dar de obicei bine în armate, bine înțelegeți stratele, se răfugiau cu țăranii, și aveau loc masacre locale în multe locuri. Iar la Budapesta se încerca formarea iarăși Ungariei mari, care se probleze și Transilvania, și Banat, și Ceana, și Maramureșul, și dacă se poate plăti în Serbia, din Croația și de pe peste tot, din Slovacia. Asta era atmosfera 1918, când armata română nu era Transilvania. Și în acest context, liderilor, ce? Mai întâi declară independența Transilvaniei și apoi hotărăsc organizarea unei adunări
care să decidă ce va face treaba. O adunare în care să participe delegați din toate părțile Transilvaniei, Banatului, Crișanei și Marea Mureșului. Care apelul era să fie organizată oriunde, dar dacă se poate la Alba Iulia, care avea și un avea și o simbolistică putere. Am vorbit despre Mihai Viteazul și despre Proclamarea Unită. Și așa, sunt trimiși din toate comunele, orașe, diferite asociații profesionale, delegați către Alba Iulia. În total, 1228 de delegați. Dar, Alba Iulia trebuia să fie în loc sigur. A spus, era război civil. Era foamete. Erau multe lucruri. Exista inclusiv riscul ca această adunare să fie asaltată de o armată oponentă. Mai mică, ori mai mare. Dar știți, 1228 de oameni cu mine cu adună. Poate nu se pot opune nici la 100 bine înalți. De aceea au fost odată Liniu cu o parte din soldații români din armata Habsburgii, armata Austro-Ungariei de pe front, care s-au tot de pe front, au organizat, spunem, o... E mult zis divizie, dar care să apere Transilvania și Alba Iulia. Iar apoi, mai ales din Țara Morților, au venit oameni, călare, cu flintă la spinar, tot mai degrupți. De ce? Ca să apere Alba Iulia. Iar cei 100.000 de oameni care au venit, sau peste 100.000 de oameni la Alba Iulia, au venit cu două motive. Așadar, vedem implicare, nu nepăsare. Odată, pentru a fi sigur că delegații vor vota unirea necondiționată cu România, care are în favoarea tuturor, adică să fie unire totală, pentru că poate vreau unire, dar condiționată de anumite reforme. Acele reforme s-au făcut de altă, și agrarea fiind cea mai importantă și cea mai solicitată. Dar și pentru a fi sigur că cei 1228 de delegați sunt apărați împotriva unor posibile atacuri. Că au venit pe jos, în căruță, călare sau cu trenul. Dar au venit din toate părțile Transilvaniei, peste 100.000. Și acum 20 ani au fost tot peste 100.000, dar în niște condiții mult mai favorabile decât acum 100 de ani. Și atunci, la 1 decembrie, cei 1228 de delegați au votat unirea necondiționată a Transilvaniei, Banatului, Crișanei și Marea Mureșului. A votat o unanimitate cu România. Iar cei 100.000, peste 100.000 oameni, ce au spus? Noi vrem să ne unim cu țara. Așadar, unirea s-a făcut la 1 decembrie 1918. Iar teritoriul unit era mai mare. Era tot Banatul, era toată Crișana Banatului și tot Marea Mureșului. În anii următori, ce se întâmplă? Pentru că povestea nu se termină. Este un punct superb în istoria noastră. Greu, dar minunat. Nu trebuie câteva luni. Și Ungaria nouă formată, guvernul, primul guvern comunist al lui Bela Cum, atacă. Și România, bine, între timp armata română intră în Transilvania. Și Serbia și Slovacia. Și atunci are loc răspunsul și armata română ajunge la Budapest. Și defilează pe străjile de Budapest. Și termină primul guvern comunist. Un guvern comunist care efectiv un pericol pe care inclusiv Occidentul l-a perceput nu de parte în Rusia, ci de data asta foarte aproape de ei. Cu armata română la Budapest, aveau să înceapă 1920.
tratatele de pace sau negocierile pentru tratatele de pace de la Paris Versailles. Unde, într-adevăr, a fost o altă luptă. O luptă, de data aceasta, la nivel diplomatic. Care teritoriu rămâne într-o țară, care teritoriu se dă celelalte țări. Și cum aveau experiență destul de lungă vecini de la vest, încercau ca la tratatele de pace să nu se recunoască, să recunoască cât mai puțin din teritoriul care se unise cu România. Dacă intrăm vecinul nostru, ce o să spun? Că Transilvania a fost dată României la Trianon. Fals. Inclusiv documentul de la să citiți. Ce spune? Da. Recunoaște, ratific. Recunoaște unirea Transilvaniei cu România. Deci dacă o recunoaște, de fapt, nu o face. Era deja făcut. Numai că la tratat de pace se pierde de la teritoriu. Din Banat în Serbia, din Crișana în Ungaria și o politică din Nordul Maramureșului și în Slovacia și în Polonia. Așadar, la Trianon, România, nu acolo se unește Transilvania, Banatul, Crișana și Maramureș și România, ci acolo se recunoaște unirea, în făptuit de la 1918. Dar se pierde și anumite teritorii. Satul natal al familiei părintele titulare, Michiret, un sat românesc, rămâne unul, dincolo de graniță, la partea română. Deși populația este aproape 100% românesc. Iar dintre cei 1228 de delegați, pentru că aici este și legătura cu biserica, unul dintre ei a fost tatăl părintele Nicolae. Gheorghe Bogdașu, pe atunci învățător în satul Busasău de Curiș și care avea să devină preot mai apoi, și care a fost unul din cei care, în 1918, au decis unirea cu România. Și pune povestea pe Nicolae, primul care a spus amin, răspunând la strană, la slujba de Tedeu, care a fost organizată tot pe 1 decembrie la Alba Iulie. Este adevărat că pentru efortul diplomatic a participat mai mult. Avem să mulțumim și unor prieteni în afară, Emanuel de Martoan, care ne-a sprijinit foarte mult, Francesc, care a venit în Transilvania și a arătat cum că în multe teritorii care nu reprezentau ca fiind goale, trea populația românească. Dar o implicare foarte mare și pe care trebuie să spun acum în cheie, este și cel al reginei Maria. Regina Maria, care era nepoata reginei Victoria Angliei, nepoata țarului Alexandru al II-lea al Rusiei. O persoană foarte puternică și foarte expansivă. Deschidea orice ușă și știți ce făcea. Asta a făcut și în perioada premerilor între România din Război Mondial și în perioada de după încheierea Primului Război Mondial cu tratatele de pace. Știți ce le spunea aici la mine? De la părțile europene. Că era în Franța, că era în Anglia, că era în Norvegia sau în alte părți, în Spania. Eu vreau să am o țară mai mare. Foarte clar. Eu vreau să am o țară mai mare. Și s-au confrunt. Dacă le-a spus reținut. Și aportul ei, inclusiv la tratatele de pace, a fost unul foarte important. Woodrow Wilson a susținut recunoașterea unirii Transilvaniei, Banatului, Crișanei și Maramureșului, unirii și a Basarabiei și a Bucoviei, și datorită întâlnirii cu regina Maria. Așadar, în încheiere, ce pot să spun? Că istoria acestui teritoriu, de la nord și vest de Carpați, pe care numim Transilvania, Terra Transilvania, Ardeal, da, cea mai bună Transilvania,
a fost inițial. A trecut prin mai multe faze, timp de 1000 de ani, până când s-a reîntors în România. Așa că, dacă a fost altcuiva, depinde cât de în urmă ne întoarcem. Și ce să zic, Doamne, ajută ca Transilvania și toată România să rămână la ea acasă și părțile care încă mai privegesc în altă parte să se întoarcă și ele că tot ai noștri sunt cu toți. Cam asta, Doamne, ajută.